În luna septembrie 2013, Direcția de Asistență Socială Giurgiu a primit de la Uniunea Europeană 96 de tone de făină, 50 de tone de mălai, alte 32 de tone de ulei, 13 de zahăr și aproape 2 tone de miere pentru cei 6.500 de giurgiuveni care se încadrează în categoriile stabilite de lege. Din toți acești beneficiari, 5.500 de giurgiuveni s-au prezentat la sediul Direcției de Asistență Socială pentru a-și ridica produsele. Alimentele comunitare care se cuveneau celorlalți 1.000 sunt distribuite din această lună pe liste suplimentare, persoanele înscrise pe aceste liste fiind cei care au dobândit calitatea de beneficiari după 1 iulie 2013. Cu toate că anul acesta am început distribuirea mult mai din timp decât în ceilalți ani, de la începutul lunii septembrie, tot nu am reușit să lichidăm stocul până la acest moment. Astfel că din luna decembrie am început să trecem și pe liste suplimentare. Dacă nici de această dată produsele alimentare nu vor fi distribuite integral, conducerea Direcției de Asistență Socială va apela legal la o altă modalitate și asta pentru ca alimentele să nu rămână pe rafturile depozitului. Ne vom adresa Consiliului Județean cu o adresă prin care solicităm ca aceste produse să fie redistribuite uneia dintre categoriile de persoane cele mai defavorizate din aceste categorii. Ca să-și poată ridica alimentele persoanele înscrise pe listele suplimentare, trebuie să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială Giurgiu, cu copie de pe cartea de identitate, cuponul de pensie care atestă pensia mai mică de 400 de lei, cu certificatul de încadrare de handicap, gradul 1 și 2, sau cu carnetul de șomaj vizat la zi.